Tăierea pensiilor cadrelor militare de către guvern s-a dovedit nelegală. Astfel, până la data de 31 octombrie, aproape 150 de sindicaliști militari din județul Mureș și-au recâștigat definitiv și irevocabil statutul de militar în rezervă și pensiile militare de la stat. Liderul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din județul nostru, Noghi Petroniu, a explicat că în toate cazurile, recursurile guvernului la mai multe curți de apel din țară au fost respinse. Acesta a mai afirmat că l-a acționat în judecată și pe procurorul general al României, Codruța Coveși, pentru abuz în funcție și rea credință.